Astăzi îl voi umili din nou pe Marius Coștini la GTA 5, pe care îl puteți vedea de data asta pe ecran, cum face el pe nebunul acolo. Bă, calmează-te, mă, că te dau de pământ. Bă, stai mai bun. Mult accident. Avem o cursă cu o mașină ce seamănă foarte mult cu BMW-ul lui Coștini din realitate. Exact așa are și el, tot pe roz. Și tocmai de asta am zis că trebuie neapărat să-l punem și pe ecran. Bă, el o lua primul checkpoint din greșeală că e paletă mare. Bun. Bă, ești indicat. Și acum probabil o să ne dea din nou BMW-ul. Bine, mă. De ce le am cu astea, mă? Deci asta BMW-ul care de fapt e o combinație între BMW și Mercedes, dacă mă întreb pe mine. Hopa! Nu ajunge, nu ajunge. M-am dus. Ce m-am dus dacă e m-am. Aia zic. Praful de pe pilaf. Mamă, bă, ați zis pe episodul anterior toți că vreți neapărat să facem și cu web-ul Coștinianului, așa că uitați-l acolo pe dreapta. Vezi că trebuie să mă întorc, tinere. Ce, mă? Întoarce-mă, hai. Vezi că stă bine BMW-ul pe bușică. Așa-i? Ai grijă. Ba. Opa, mamă, ce suspensie are. A vrut el să facă, mă, să-mi facă schema. Nu lasă să treacă. Nu mă lasă, nu te las. Nu e problemă, mă, că te las eu să treci, mă. Nu te las, mă, tinere. Da, mă, te-ai dus, Londine. Da, n-are sens să mă duc efectiv singur pentru că e prea paletă și da. Trebuie să facem așa. Bă, stai mă așa că trebuie să-ți explic două întâmplări fenomenale. Ia zi. Prima întâmplare este că te bat rău la cursa asta. Avem 39 de checkpoint-uri. O să-ți pară rău pentru ceea ce urmează să faci. Bă, dar tu nu cade în apă, bă, ce bine se ține BMW-ul ăsta, care e BMW Mercedes. Dar cred că totuși e BMW-ul. Vezi că ești bine pe de-astea, mă. Nu, mă, nu reușesc. Stai, opa. Nu m-am dus. Hai, bă. Dacă, dar nu trecem aici, nu trecem niciunul. Chema cu mine, mă. Bine, aia zi. Hai, mă, că tu n-ai trecut acum de trec din partea asta. Uite, uite, gata, m-am dus primul, sunt primul. Bă, nu respawnat înaintea mea. Bă, vezi, mă, că e de la PC-ul ăsta, mă, zic. Bă, câine, bă. Am ajuns eu să aibă ăsta PC mai bun decât mine, mă. Mamă. Mamă, fii antena, am sărit și pe lângă, bă. Ce bine! Ai de viața DNF! Mea! Mamă, te-am rupt efectiv. Știi cum arată genunchiul meu când te rup pe el? Nu, mamă, și nici nu vreau. Întâmplat. Te rog să nu te ridici de pe scaun. Bă, era să dau peste o gagică pe plajă. El deja e pe plajă, uite-l acolo, mă. Alo, am rămas blană în urmă. Nu, mă, n-ai rămas. Bă, dar când ai ajuns deja acolo? Unde dă teleport, să înțeleg. Da. Numai mie nu-mi dă, am înțeles. Ia, uite. Îți dă și ție, mă, stai liniștit. Gata, mă, mi-a dat și mie teleport. Impacienta. Totuși, bă, zine și nouă despre BMW-ul tău nou. Deci fii atent, e MOV spre roz care are tendințe de Mercedes. Am înțeles, nici nu era nevoie să stau aici. Am înțeles, am vrut perfect. Să se dușească de mine și el s-a dus și pașpa. Ai avut și descrierea perfectă cu tendințele. Ia fii atent. Sunt atent. Bravo. Joci bine așa de felul tău. E un pic cam greu aici. Bă, m-am lovit de ceva indivizibil. O, ce bine. Și ai căzut? Da, nu pot să cred entitatea, nu mai știu, entitatea 37 sau cum era, lovește din nou. Entitatea 77. Tu nu știi de entitate, bă, pe vremea când jucam cu pinzi. Mereu, sau cu cătă. Mereu apare ceva obiect invizibil care te distruge. Aia e entitatea. Nu știu despre ce vorbești. Dar știu că am trecut, vreau că am devenit celebru, scoate-mă de aici de la harta asta. O să știi, bă, nu mai ai scuză că ai lag și dele acum. Vezi că nu mai am gen, te rupă genunchi. Chiar-s curios, bă, sunt pe 2, dar tu unde ești? Bă, dar de ce te-a dat pe tine așa sus și pe mine așa jos, gen? Dar de ce-s pe 2 dacă tu ești în spatele meu, gen? Pentru că ești mai bun și înțelește. Deci oficial nu mai poate să aibă scuze cu lag, bă. Tu n-ai luat checkpoint-ul. Bă, da, mă, uite, acum ați pe unul. Până mă obișnuiesc eu să mă joc fără lag, mai așteaptă vreo 2-3 zile. Da. Mamă, m-am dus prea încet. M-am dus prea încet. La oameni de treaba aia. Ce treabă, mă? De treaba aia. Nu, le-am zis, bă, am uitat. Ia zile. Mamă, nu pot să le zic acum, bă, numai dacă se strâng 10.000 de like-uri. Dar de ce mergi tu așa încet aici? Pentru că bine, n-am putut urca. Bine! N-am putut urca, bă, dar de ce te-ai pus acolo să-mi faci mie schema 25? Pentru bă, dar că... poliția aici nu-mi place, mă simt prins de poliție, gen. Scopul meu pe astăzi este să te enervezi, logic, nu? Vreau să văd cum îți strici mouse-ul pe episodul meu. Sunt prea obosit, bă, ca să mă enervez. Ce mouse, bă, că mai am un mouse, atâta! Ce obosit, mă, de ce ești obosit? Că n-am dormit. Păi de ce n-ai dormit? Deci nu mai pot să urc pe asta, gata. Dar cine are PC acum? Tu. Și aia e adevărat. Păi să știi, mi l-am reparat și eu și l-a făcut și Coștinianu.
Urmează niște episoade blăniți, aș putea spune, m-am dus blăniță pe lângă. De vulpiță. Ce trebuie să fac aici, vulpiță? Wow, și era să mă duc, bă. What is this? Ia, ia, this. Nu înțeleg, I don't understand, my friend, ce se întâmplă aici. Stai, că o să vezi și tu. A, tu încă n-ai ajuns, nu pot să cred. Dacă ajung acum, sunt aici. Da, te-mă să văd ce se întâmplă aici. Hai mă, lasă să o împace. Hai mă, să te văd. Bun, așa, și acum, așa. Da, m-am înțeles. Nu înțeleg. Ce cauți mă acolo, mă? Da, mă, că am vrut să înțeleg, dar am înțeles, gen. A, de fapt, ba, cred că înțeleg, sunt doar un bărbat foarte slab. Nu te-am ajuns să te împingi, nu a fost atât de greu, efectiv, o trebuie să sar, eu m-am chinuit cu scheme, cu nu știu ce pe aici. El făcea 25 de scheme, bă, ca să înțelegeți ce plantenine. Nu pot să cred că am trecut din prima aici. Bă, bine, dar stai, bă, ciudat. Prin dreapta cred că trebuie doar să mergi, pur și simplu, și treci. Da, amândoi ne-am dus pe stânga dintr-un oarecare motiv. Sau? Ba, nu vezi că avem săgeți, bă? Ce-ai făcut băiete acolo? Să rămat aia, că nu știu să trec. Avem săgeți pe unde să o luăm? Nu cred că avem voie să o luăm pe unde vrem noi. N-am voie, trebuie să... Eu mă duc oricum, stai liniștit. Mamă, stai că nu e atât de ușor precum pare. Doar de fapt este. Ce, mă? Știi ce n-are mașina asta, mă? Da, știu ce să zici. Ce? Sticul cu manele. Nu. A, atunci nu știu ce. N-are senzor de parcă are, mă. Așa tare. A dus pe dreapta și am explodat. A, deci n-ai voie. Ziva ta are senzori? Normal că are. Și tot cu senzor reușești să o lovești mereu când parchezi. Da, tot timpul. Aoleu. Da, are coștinii, bara toată ziua a lovit la BMW-ul. Da, pentru că vine un panda Landa și o lovește tot timpul. Bun. Da, bă, nu să mai trec. Cum trece pe de chestia asta, crnata asta. Ușor, crnatule. Pur și simplu te duci la vrăjeală. Fără să o gândești prea mult. Ești o vrăjeală, mă. Opa. Mamă, perfect, ca un mare. Bine. Poate aveți căutat cea mai nasoală hartă din univers. Mă bucur. Scavul la obstacol ăsta de 5 ani la cel mai ușor obstacol. Perfect, bă. Sincer să fiu cu tine, harta asta chiar am luat-o special pentru episodul ăsta. Am văzut BMW-ul ăsta, am zis, gata. Gata, nu? Gata, pentru primul episod cu dublu facecam, să zic așa. Opa. Mă, aici, sincer, cu știne, nu cred că o să treacă vreodată. Ia. Eu cu trecut și el de aia, bă. Nu ce am trecut, mă, că am trecut de aia de două ori, dar am căzut aici, am la înțeles. Semnul mirării. El a căzut la semnul mirării, bă. Da, mi-ai auzit niciodată? La grădiniță, ziceam așa. Da, da. Da, n-am luat-o bine, așa-i? Nu mai ești la grădiniță acum? N-am luat-o bine. Vezi că trebuie să începi grădinița. Da, bă. Și eu care credeam că am terminat grădinița anul trecut. Da, bă, poți să știi, bă. Astăzi este sâmbătă când vede lumea episodul ăsta. Știi ce se întâmplă luni? Da, bă. Da, bă, îmi pare rău că v-am stricat dispoziția. Tristețurile se întâmplă. Tristețurile încep din ou. Asta e viața. Bă, fără o mă. A, da, apropo că tot vorbim de chestia asta, asta presupune că o să ne schimbăm orele de postat. Da, nu o să mai postăm, gen. Adică de acum încolo nu o să mai postăm niciun clip dimineața, cel mai probabil, doar după masă. Bă, cred că se înțelege. Bă, frate, aici, imposibil. Da, mă așteptam, sincer, să nu treci acolo. Viață, imposibil. Ești cel mai slab la GTA 5. Păi dacă îmi pui hărți de-astea cu... Asta e mașină de sărit pe hărțile astea, mă. Își dai cu hei la propriul tău BMW? Păi nu, mă, frate, dar asta nici mașină de sărit garduri cu ea, frate. Ba, da. Doamne, dar ce mai am merge de zbă? Vă știți că Ovidiu și-a luat o mașină de aia, un G-Class? Bă, nu trebuie să zici tu pe episod ce facem noi, mă. Nu știu cum arată un G-Class. Dacă vedeți un panda într-un G-Class, să știți că e Ovidiu. Cum ar fi să existe? Ar fi tare rău. Dar chiar o să caut pe Google și pun poza pe Instagram, gen, noua mea mașină. Face și noi niște clickbait. Da. Da, am ajuns într-un obstacol destul de greu, sincer. Eu nu pot trece la rampa asta, ce facem? Da, nu știi că sunt mult mai grele mai încolo. Bă, dar nu are viteză suficientă să se urce până acolo să sară, bă. Nu pot să cred că trec pe aici. Ca un om mare am trecut, fii antenă. A, bă, să nu cad acum. Ce omule mare, la ce checkpoint ești? Stai că acum le-au... Mamă! Ferrari, în mașina de poliție m-am băgat. Am călcat polițaiul. Ai, amendă. Sunt la 26 din 39. Vezi că e grea harta, sincer, nu mă așteptam cu BMW-ul. Mamă, în sfârșit. Și vezi că după aia mai avem o hartă cu o mașină
Care, din câte știu eu, e nouă în GTA 5. Nu ești nou, mă. O să-ți placă și aia, îți garantez. A ce checkpoint ești? Bă, iar de astea, bă, și n-am avut nici checkpoint. La ai 26. Ce, mă, tu chiar ai ajuns aici? Ce? A, nu. Și pe mă, ce ai? Aolo! Păi dacă nu pot să trec de rampele astea nebune. Cred că e ce mai greu decât pare. Opa, acum trag un pic dreapta, cum s-a dus? Uite, bă, frate, cum e bătaia asta de joc! Bă, dar n-are deloc aderență rabla asta. Hai, mă, lasă-mă în pace, că m-am căzut de 50 de ori. Știu, mă așteptam. Aolo, aolo! Am și uitat cum sunt obstacolele pe asta. Mama, spart toate geamurile dintr-o lovitură la mașina asta. Ce am zis, e varză! Uite, știu cum cade, bă, frate. Vai, de el BMW. Hai, mă, lasă-mă în pace. N-are nici senzor de parcare, nu se compară, mă, cu al Coștinii. Nu se compară, bă, cu Geo. Bă, nu mai zice, bă. Opa, opa. Îmi dau oamenii cu hate că mi-am luat mașină scumpă și n-ai nevoie de mașină scumpă. Ba da, tu ai nevoie. M-am dus pe rare. Deci, sincer, aici o să-mi dau un respawn. Poate mi-a să un thumbnail bun în această zonă mirobolantă. Bă, da, da, vezi că e 4x4 asta. Nu cred, sincer. Asta? Zici tu? Aha. Ți-a tot 4x4? Nu. Bă, dar care-i schema? Cum mă opresc acolo, frate? Nu, deci n-ai cum să cazi în halul ăsta, bă. Bă, hai cum eu mă așteptam. Bă, deci nu pot să cred că nu trec de aici. Bă, deci e cel până mai ușor. Efectiv, mă pun la fel și nu trece. A, mă, da, nu trece. Contul meu de GTA e stricat, trebuie să-mi cumpere al GTA. Poți să știi acum pe ce mai dai vina, pe contul de GTA, aparent. Nu, frate, dar chiar nu pot urca aici. Mamă, uite, deci... Uite, acum am sărit, gen cu viteza Lamborghini. Nu cred că o să termin harta asta în viața ta de câine, poate, sincer. Nu termin, frate, dar m-a apucat nervii aici. Uite, mă așteptam aici să trebuiască să pun frână. Nu, deci îți garantez că devine tot mai grea. Nici de cum mai ușoară. Ba chiar e destul de greu țarta. I-aș dau nota... Tu, bă! Nota 7 pe dificultate. Hai că m-am dus Ferrari. Unde e cel mai ușor acolo am căzut. Bă, cine vrea mai multe episoade de GTA să scrie acolo în comentarii neapărat. Că poate facem cumva să avem mai multe episoade de GTA. Bă, vezi cum mai am astea o grămadă. Câte mai ai? Sunt la 28. Eu ți-am zis că e grea, cu jumătate de ore eram la 26. Bă, dar nu pot să sar pe alea, bă! Ești nu, efectiv, se enervează, bă. Mă arunc, bă, dar explică și mie cum fac. Zi-mi și mie cum să fac să trec aici. Păi nu știu unde ești în panda ta. La alea de trebuie să sari peste apă, gen. Ce nu mai țin minte. Nu știu. Ce-mi place că se enervează, bă, ăsta era scopul webcam-ului. Uite, eu mă pun, gen, sar exact la fel cum am sărit și atunci când am reușit să trec, gen. Ai înțeles? Și nu se așează la fel. Deci exact la fel sar. Mă așez dacă în aceeași poziție. Dacă aș fi știut unde erai, te ajutam, bă. Deci e logic. Bă, de fapt nu-l ajutam. Deci nu are... Doamne, nu are am un drum de ăsta îngust pe care nu pot să merg. Uite-te unde pierde o vremea. La ce checkpoint ești? Ia că poate văd de aici unde ești. Stai să iau checkpoint-ul. E de capul meu. Bă, că nu pot să trec. A, uite, aici te văd. Te văd. Păi bun, cum trec aici? Nu trebuie să te oprești acolo. Eu am mers Ferrari din prima. Bă, n-auzi că eu am trecut de ele oprindu-mă și mergând așa? No, eu nu am trecut așa. Efectiv m-am dus Ferrari. Odată efectiv m-a aruncat peste. La bă, chestia asta. Du-te, mă, Ferrari, uite, la întâmplare, mă. Eu așa m-am nu dus. Nu pot să mă duc la întâmplare pentru că mă arunc într-o parte și cad cu roțile în sus. Ei, păi și ce? Dacă ca ai stop acolo. Ai perete să te oprească. Mamă! Asta nu mă oprește, asta Olo, bă, cum e cursa asta? Zicea că durează între 12 și 16 minute. Noi deja ne ducem la 16 minute. 12 și 16 ore durează. La tine, da. Serios, cum ar trebui să sară aici? În sfârșit, bă, frate. Opa, în sfârșit îmi fac și-o nervi. Stai că nu prea understand. Gata, băiatule, că vine geniu! Opa, că okay, am trecut, bă. Mamă, ca un om mare. Vezi că vine Ferrari acum. Uai, zăpadă, bă, vine și iarna, mamă, înghețăm de frig. Hai, grijă că vine iarna. Se face noapte la 5 după masa. Nebunie, bă. După casa. Opa, asta opa. Baby. Mamă. La ce checkpoint-a n-ai zis că ești tu, bărbășanie? Stai că mi-a dat teleport iară. Ce fac? La
Și checkpoint-a n-ai zis că ești tu bărbășania? La 34. Oh, păi stai așa că vine băiatul. Nu pot să cred cum am căzut, doamne. Nu prea e foarte controlabilă mașina. Checkpoint, despre ce vorbim? Mama, acum trebuie să mergem pe pereți. Cum e posibil să sar peste checkpoint, pe perete? Sincer, mi se pare o cursă extrem de frumi. Bă, nu mi se pare grea. Da, acolo nu înțelegeam de ce nu... Nu e grea deloc. Chiar nu e. Cuștini acum 2 minute. Dar n-am zis că e grea, am zis că nu poți să trec acolo. Da, mă, da. Pentru că n-ai vrut să-mi explici. Acolo m-am dus Ferrari. Ia bara, mă. Au, ca de obicei, ca în viața reală. Nu e ceva nou. Uite, la 24 acum. Bă, când vrei să o vinzi, sper că îți pui acolo la oameni că ai rupt bara de câteva ori. Am rupt mașina de câteva ori și mașina, am lipit-o da. Pe alta. Pe aia zic. Coștine din toți banii își ia mereu rable ca să-și o repare pe-a lui. Vrea cineva să cumpere o mașină ruptă? Îți vinzi BMW-ul? Rupt, da. Vezi că trebuie să pui niște câteva mii de euro în plus. Ai zis că ai stat mult la 24 și am trecut la 24. Nu, parcă de la 26 la 28 a durat destul de mult. Am trecut instant ca Nesu, bă. 26, bă, n-auzi. Păi, taci din gură, mă. Nu mai încerca să minți. Ai zis că ai stat la 24. Opa. Stai că urcă ea încetişor, încetişor. Vezi că e bun BMW-ul. Iotel. Binaro. Dar tu, văd că te cam concentrezi tu așa, sincer. Lasă-mă că-s congelat pe concentrare. Văd. Mamă, trebuie să mă întorc și aici nu cred că e checkpoint, cred că e numai vrăjeală. Congelat ca o pungă de vinete, bă. Nu mai pot să mănânc vinete, bă. De ce? Am interdicție la vinete. În vinete ești? Mi-a zis-o, bă. Păi de ce crezi că am fost odată vânătata aia, mă? De la vinete. Am înțeles acum. Am vrut eu să zic, da. Deci ai zis că la 26 te-ai blocat, nu? Nu m-am blocat, au durat mai mult. Sunt la 27 acum. Bun, eu sunt la finish, uite printre avioane. Băi, piștiș. Șpa, șpa! Cu spatele o termin. Am înțeles. Spatele, tată! Ce s-a întâmplat aici, stai că vreau să văd unde ești, ce faci. Hai bă, că stai aici la asta, dar nu mi-am dat seama că trebuie să pun frâneală și m-am cam dus. A, știu unde ești, aha. Aici m-am dus de vreo 3 ori până am realizat și eu că trebuie să pun frână. Vorbești serios? Da. Îmi dai seama din prima, bă. Vezi că mai e... Cade ai, cade. Cum să cad, mă, că pe BMW ești nebun. Cade. Și la asta următoarea trebuie să pui frână. Deci i-am dat un DNF destul de urât, dacă mă întreb pe mine. Bă, ai avut noroc, bă, frate, atâta zic. O, mai și căzut în apă. Uite ce fac la tine pe episod. Băi! Băi, sincer e cam riscant să pun web-ul Coștinianului, dar... Na. S-ar putea oricând să scot ruleta la tine, bă. Așa de, că ai... De ce panda avea o ruletă în mână? Doamne, iartă-mă. Deci voi de obicei stați cu ruleta lângă mouse? Păi când, cine știe când e nevoie să măsori ceva în GTA? Hai de capul, mă. Cu ruleta și ai măsura, mă, frate. Tu jucai biliar cu ruleta, ce făceai? A, nu. Nu, eu. Da, deci el stă cu ruleta lângă calculator, am înțeles. Hai mă, dai continuă, tata, sau ce da, faci? Iar îmi zice joining, uite, dau play și nu mă lasă din vina ta. Hai, bă, parcă-ți luați calculator, mă. De măsor. Ia, cât am? Hai să mă uit. 52? Cam mic. Bă, n-am atâta, bă. Cât ai? Mai mult un pic. 3,72? Bă, vă știți bă, că... Bă, intră bă odată să dau play. Să face. Doamne, pe jumătate de oră. Și că invite players, stai să invit niște prieteni. Și-o lua, bă, potolește-te, mă. Și-o lua PC degeaba. Ia că-mi schimb eu culoarea, că m-ai enervat. Mamă, frumii. Ia că numai cu roz am jucat. Lasă-te, bă. Să vezi că am făcut-o la fel. Nu apare, mă, greu apare, mă. Nu, e galbenă. Aia, albă. Ce mai am? Galbenă, bă, dacă tu vezi galbenă. Am văzut un milimetru din mașină și așa mi s-a părut. Roșu ca focul. Deci avem un nou Camaro care cred că e mașină nouă în GTA, dacă nu mă înșel. Băi, stai un pic. Da, am jucat și el. Are super puteri de alea. Vezi că arată bine rău mașina. Zici? Da. O încerca... Bă, uite-mă că aparent eu și reușim. Am încercat eu să fac acolo o schemă, dar nu mi-a ieșit, nu e atât de puternică. Nu știu cum să ți zic. Mamă, nu, hai ce să te văd acum, copilaș. Opa. Mamă, stai mă că se întâmplă lucruri aici, mă, stai. Hai, că am auzit bubuiala? Ce e mă greu la asta, mă? Uite, din prima. Ai văzut? Da.
Ia, iară se concentrează. Ia, acum a căzut. Era să trec, bă. Bine. Am văzut, mă. Ai văzut. Vezi că am trecut, nu că era. Bă, ca tine am căzut în Panda Landa. Nu mai zice hop înainte să sari hopul, mă. Am înțeles. Exact la fel, bun. Am sărit și mai și... Bă, dar parcă n-aș... Hopa, 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 perfect, fără să o ating. Ai sărit, mă, planetine? Fără să ating mașina. Mă... Ca un proper, ia uite aici. Și cum o conduceai, mă, dacă n-ai atins-o? Bă, potolește-te, mă, că suntem în GTA. Bă, ne ferește, n-atinge mașina, dar o conduce, gen. Hopa. Bă, i-a rupt pusa treia, gata, deci dacă ai trecut tu, mi s-a blocat creierul, nu mai da, știu. Aoleu. Asta e viața! Mă chinui atâta și mă grăbesc, de ce mă grăbesc? Am dat vreo două claxoane ca să fie bine. Gata, mă, ți-am zis că dacă dau claxoane, trec. Ce ai? Bun, suntem la 5 din 30, deci cred că o să dureze și harta asta tot cam pe acolo. Într-o dată, în realitate, o să... Faci parcurs cu Camaro. O să mergi cu mașina la înălțimea asta, gen. Bă, probabil niciodată în viață, sper, sincer. Ar fi un pic cam maiurea. Uite cum am trecut. Nu ai reușit să cazi. Bă! Nu ai reușit să bubui. Nu știu ce s-a întâmplat. De ce am bubuit? Da, mă prefac că n-am auzit asta. Dar și nu înțeleg de ce jur. Nimic nu s-ar fi întâmplat, ok? Doamne, iartă-mă, unde am putut să cad, uite-te și tu. Planetini. N-am ce folosit 5-8, că eu eram proprier dintr-o mână. O, eu eram o mână. Așa, mamă, cum e aici. Bă, dar îmi place rău de tot mașinița asta. Mi-ar plăcea una. Bă. Da, mă, da. Bune zic. Opa. A căzut, bă. Vezi dacă mergi tot cu fricuța acolo? Păi dacă e de PlayStation. Dacă nu-i dai Ferrari. Asta e. Opa. Opa, că am căzut Ferrari. Stai că trebuie să mă concentrez, trebuie să pun ambele mâini. Bine. Uite-mă la el, m-a încercat să intre în mine. Cum trec, bă, și el să chinuie cu ambele mâini, gen. Stai mai aici, mă. Ne ferește, opa, mă. Opa, 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 opa. Bine! A, n-ai murit. Ba da, îți dai seama. Asta e că vreau și eu. La mine n-a bubuit. Că te bubuie acum. Ce-a fost? Cum ai pus frână instant? Am lovit de tine. Nu te-ai lovit. A, da, chiar m-am lovit. Doamne, GTA. GTA moment. Bun. A, pe aici așa. Bă, stai, bă! Nu pot să cred. Dar nu a murit, bă! Ești, mă! Dă-te, mă, că prin dreapta trebuie să o luăm. Păi da, mă, mă duc eu acum. Te-ai dus. Dar de ce nu m-ai lăsat că treceam dacă nu mă lovea, că eram perfecto. Ce ridici, bă, mâna la mine, mă? Eram perfecto. Vezi un moment. Te văd. Da, stai, bă. Nu mai trece. De ce? El are o problemă mentală cu astea înguste. Era ceva dacă... Ce, mă? De ce se aude un sunet dubios în joc? Tu ești dubios. Ia, nu trece aici. Opa, 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 opa. Bravo. Asta că ți arăte ție. Arată. Băi, lasă-mă! Băi, eu te las! Ce checkpoint-uri avem? Deci aici nu o să treacă niciodată. Bă, dar ce se aude, mă, de la mașina asta? Mi-a luat foc mașina, cred că. Ia. Nu pot să cred, chiar mi-a ieșit fum din mașină și aia se tot auzea. Ia, uite-l, ia, uite-l, ia, uite-l. Hai pe aici. Nu mai claxona, mă, că mă sperii. Peste peret, iar cade, bă, am înțeles. Bă, n-auzi, mă, că mai claxona și am tras de volan, m-am speriat. Am înțeles. Jucăm singurei astăzi, clan. Opa. Stai că nu știu încotro. Aha. Ai căzut? M-am dus. Nu. Nu, n-am căzut. Perfect m-am dus. Fii antenă, o lasă cadă. În parcare. De nu înțeleg cum de nu poți să trec de rampa asta. Dacă era o parcare aici pe colț, puteam spune că am parcat-o, dar așa, mai așa, cu așa. De ce există rampe mai mici decât mașina? Nu e mai mică. Băi, mai mică cu mult. Nu mă dărâma, ai, nu face de-astea. Nu te dărâmi, scuros dacă trece aici. Nu trece. O a avut noroc, mă, că o sta să se așeze, mă. De tare aici, tare, tare. Și la următoarea rampă tot tare. Aici, tare, dă-i tare, pe Ferrari. Tare, da, tare, mă. Nu pot să cred. Perfect. M-am dus și eu după tine, am văzut. M-am dus și eu după tine tot așa tare. Deși eu știam ce urmează acolo. Bravo. Bravo. Ieși, mă, de aici, mă. Hai, mă, că oricum trebuie viteză aici. Da, mă, da, trebuie viteză mare, rău. Am zis că nu-mi trebuie, bă. Ok. Așa ceva. Hai, mă. Bă, am tras de volan. Doamne, dar ce faci, bă? Iară, mă, bă, buton.
Pe volanul ca volanul, dar ai uitat cu accelerația? Că nu trebuie viteză. Deci ce fac? Stau să mă opresc să nu mai poate să accelereze mașina aia cum faci? Gata mă că trece, am trecut. Uite, sunt la spirală. Spiral. Te cunoști că ești în viața mea. Ce? Te cunoști că ești un obstacol în viața mea. Bă, și mă bucur pentru chestia asta. Iară bombițe. Bă, n-ai cum. Am vrut să zic că ți le las ție, mă bubui bombița. Bă, așa că eu m-am întors din greșeală, invers pe rampa asta și acum trebuie să întorc mașina înapoi. Mergi cu spatele, mă. O să trec cu spatele acolo, nu cred că urcă. Ba, urcă. Nu știi că în San Andreas mașinile mergeau mai bine cu spatele? Nu știu, frate, aici te crezi în San Andreas, ce-ai? Da. Nu pot să cred că mai aveam crede, un metru și am căzut. Opa, azi lângă tine. Salut, băiete. Mai avea un metru și am căzut. Mai avea un metru, ciuciu, că l-am văzut unde a căzut. Metru. Un metru și speranță mai aveam și am căzut. Ia uite-l, ia uite-l, ia uite-l. Iar se duce prea tare. Uite cu câtă frică, bă. La următoarea dă-i Ferrari. Nu pot să trec aici, nu înțeleg. I don't understand. Understand-ul? Da, e acolo. O trecu, bă, o trecu și el. Uite, mă, zbor, bă, am prins aripi, cred că am băut. Aici mă enervează. Mamă, cădeam în parcare. Ai băut de ăla de-ai prins aripi? Da. Gata, mă, că am trecut de pe aici. Am băut supă de pui. Bă, vezi cu ce arta asta e ca el altă, e tot mai grea. Tu ești mai greu, mă, că mănânci în cantuși, te îngrași, ai mâncat din păcate, mici la 3 da. Dimineața. Nu, de fapt, la 8 dimineața. La 8 dimineața, pandalinii, stai mă așa că mănânc tu mici. Oh! Bă, cum să mănânci mici la 8 dimineața? De ce să mănânc și eu, mă, mănânc și eu ce am? Bă, mici! Am făcut și eu un grătar la 8 dimineața, ce are? Doamne, ferește! Nu mai da cu hate în grătarele mele. Am mici de acum 3. De acum 3 ani. 3 zile. Nu, no, bă. Wow. Numai ieri am cumpărat. Nu s-a atât de vechi. Și e mâncat dimineața acum. Bă, pe cine să mint că sincer nu-mi plac mici reci. Deci numai când iei de pe foc îți bun, după aia nu mai ești bun. Și da, de ce nu e pe foc să iei da, de acolo? De nevoie. Mănânc și mici reci la 8 dimineața. Da, adevărat. Adică asta de ce este. Unii oameni sunt proști. Mănâncă cereale cu lapte. Da, nu pot să mici. Laptele e mai toxic decât micii. Mici de pe foc, mă, trebuie să mănânci. Stai că mă întoarce, aolo. Aș, crede-mă că aș mânca niște cereale cu lapte, dar nu pot. Vă dați seama de 1 mai, pandalinii, lapte. Dimineața la 6 se trezește și face mici. Păi nu. Mamă, imediat vine 1 mai. Da, oh, da, cu mâine. N-am sărit bine, așa-i? 1 mai da. Septembrie vine. Bă, au trecut și 1 septembrie, a venit toamna, bă. Septembrie. A venit viarna. Viarna? Bă, dar tu chiar nu mai joci, gen, este stai și... Viarna și vară! Asta se preface că joacă, mă. Bă, dar nu pot, adică nu pot, nu trec aici, nu înțeleg. Nu înțelegi? La beurile astea aici, nu înțeleg. Mamă, perfect m-am lovit acolo. Opa, ce opa! Pointe? La 24 din 30. Și de obicei mă joc singurel. La 24 la 17. Am înțeles. Da, mă, dar-s grele astea. Da, e-s grele. Mă mir că până acum n-ai spart un mouse. Păi nu mai sparg mouse, că mai am doar unul atâta. Păi, dacă mi-ai doar unul, înseamnă că mai poți să spargi unul, nu? Păi dacă îl sparg pe ăsta acum, îți dai seama că poți să rămân cu unul și dacă se strică și ăla șpa-șpa? Ba, apropo, mi s-a stricat un pic mouse-ul, l-am dus la garanție, nu mai putut să repare. Bani înapoi. Deci ne jucăm cu alt mouse. I-a dat un leu. Nu dat un leu pe mouse. Ai, avem altul, nicio problemă. De nu înțeleg ce trebuie să fac aici, că am viteză maximă. Deci nu trebuie să înțelegi. Serios? A, uite cum trecut. Nu a trecut. Bă, nu trece ceva aici. Stai că vine cu știinii și mă învață. Stai că te învăț acum, stai să trec doar. Hai că trec acum dacă e. Hai că trec eu. Ia mă să pic și eu bine. Bine acum mă. Am picat perfect pe autostradă. Parcă îi vine mai bine la mașina aici. Da, parcă e de autostradă mașina asta, mă? Băi, nu? Bă, nu pot să cred că-s blocat aici. Hai bă frate, bă că nu vreau să fiu blocat chiar aici. Hai bă frate. Bă, bune zic că nu pe vreau bune, să bune că o trecut în sfârșit. Doamne ajută.
Mama. În sfârșit, am trecut, bun, bun, bun. Driftoane! Mama, aici ar nu se poate trece. Hai, bă, ce trebuie să fac acum? Driftoane! Nu știu, încotro trebuie să merg. Mama, nu pot să cred că m-au aruncat perfect. Ieși, mă, de aici. Drept, frumos. Altă viață, bă. Mamă, așa, mă. Aolo, la cât ești, bă, la cât ești, la cât la 48. Hai că 48. La 27, aparent chiar îți gata imediat. Băi, 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 stai, că-s la 21 imediat ajung. La, aoleu, la bărbat. Stai că aici un obstacol de la cum îți place numai ție. Tu numai tu. Da, na, 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 na. Bă, sincer, parcă altcumva e GTA-ul după ce mănânci niște mici. A, adevărat, GTA. Mici vechi. GTA mic, gen. Mici acum vechi reîncălziți. Bun, bun. Iar trebuie să mă întorc. Bă, dacă nu m-a pus să mă întorc harta asta, din m-am întors în viața mea atâta. Nu, cred că doar la una au trebuit să te întorci, dar nu pe același drum. Aia chestia la care trebuie să mă întorc. Da, mă, da. Bă, serios, eu cred că nu mai ții minte pe ce hartă te-ai jucat. Ești la alea de mergi pe niște... Trecut de ele. Nu știu cum... Ce cum trecut pe... Dar n-am acum explicat. Știu de ce vorbești, că acum eram pe ele, gen. Ia, yeah, zic, numai acolo te poți să te... A, am terminat, what? Două ori, numai deci acolo, n-am văzut. Cum mai te... trec de chilea asta? Ia să vedem unde e copilul. Mult mai încarcă, bă. Alo! Mai am timp, mă, că m-am blocat aici. Mai ai o grămadă, cum adică dacă mai ai timp? O, și abia aici... A, ba nu, ba nu. Aici m-am tuchinuit de nu sărea. Nu o să sari. Nu sari, nu sari, nu sari. Ți-am zis? Hai, bă, dar nu ai văzut tu, bă, lasă-mă în pace. Bun, două DNF-uri pe un singur episod. Sper că v-a plăcut episodul cu dublu facecam. Vă mulțumim foarte mult pentru vizionare. Nu mai face fețe dubioase. Și noi ne revedem data aviatoare. Și pa, pa!